Bună tuturor și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm ce vedeți în titlu, așa că nu o să mai spun. O să fie un clip destul de lung pentru că trebuie să-mi fac toată fața, ceea ce n-am mai făcut din foarte mult timp într-un clip. Și sper să pot savura din acest ceai. Să-ți arăt cana. Nu știu dacă sunteți pasionate de filmele Marvel, dar eu da. Și mai ales de Iron Man. Așa că mi-am cumpărat cana cu Iron Man. Și am un ceai, nu știu, un amestec. Și doar cu lămâie, fără nimic dulce. Nimic pentru că nu am miere. Bun. Cred că o să mă pun mai încoace. Pentru că o să trebuiască să vă arăt sondajele, cum au decurs. Înainte de a începe, vreau să vă spun că aș fi vrut să vă întreb, de exemplu, ce palete să folosesc, ce fonduri de ten să folosesc sau chestii din astea, dar aseară am văzut un machiaj extraordinar de frumos, pe care totuși, nu știu cum s-a întâmplat, l-am făcut și eu ieri pe la amiază și mi-a plăcut foarte mult, așa că am decis să-l fac pe acela. V-am întrebat ce fel de fundeten vreți să folosesc, cu acoperire mare sau cu acoperire mică. Ați zis cu acoperire mare majoritatea, așa că am ales să folosesc acesta de la Milani 2-in-1, nuanța o vedeți aici, doar că are un subton cam roz, așa că îl folosesc în combinație cu acesta care are subton galben și sper să iasă ceva decent. Dar înainte de asta, nu v-am întrebat, dar totuși vreau să fac. Folosesc acest corector de la Catrice, în nuanță 010, pentru a acoperi din cearcăne. Deci nu vreau neapărat luminozitate acum, ci doar să acopăr din cearcăne, pe care nu prea le am, dar, mă rog, să fie acolo un efect mai frumos, zic eu. Și să acopăr coșulețele pe care le mai am sau petele, pentru că acum este o perioadă mai bună pentru fața mea și am doar un coș aici. În rest sunt toate pete și vreau să-mi cumpăr ceva pentru a ascunde aceste, de exemplu, pete, pentru că aici am avut două coșuri și acum mi-au rămas pete. Să acopăr acesta. Aici nu știu ce. Aici, aici. Să acoperim și acest coș, aceste pete, pete, pete și pete. În primis vreau să vă spun că nu o să fac toată fața în cameră pentru că altfel ar ieși un clip prea lung, deci o să încerc să fac un ochi în afara camerei și un ochi în cameră, sperând ca acest lucru să nu-mi ia prea mult timp. Mai întâi de toate folosesc beauty blenderul, adică burețelul, cam rupt, dar nu am ce face momentan. Nu vreau să dau 90 de lei pe acela negru, când o să cred eu că este momentul necesar, o să dau, dar nu acum. Ok, deci mai stumpat din acest corector. Vedeți, atunci când le stumpați, nu se mai vede așa de închis și dacă nu vreți să aplicați fond de ten și aveți coșulețe și vreți să acoperiți aceste imperfecțiuni, puteți bine mersi să puneți corector acolo unde aveți, dar să stumpați bine de tot. Și deja mi se pare că fața mea s-a schimbat. Ok, am zis că vom aplica două fonduri de ten. Acesta cu acoperire mare, care nu știu de ce, dar s-a stricat pompița, adică nu iese absolut nimic și face într-un mod ciudat, așa că voi aplica cu aplicatorul dinăuntru, dar voi încerca să nu aplic mult produs. Ei. Oh, Doamne! De ce s-a întâmplat asta? Normal. Ce se întâmplă că nu ai aplicator ca lume? Iau imediat un șervețel. Ok. Nu știu ce va ieși. Eu. Nu știu de ce mi se face așa de ciudat. Adică aveam păr curat. Ok, haideți să o luăm ca ceva ok. Aplicăm și un pic din acest fond de ten. Cred că pun o cantitate prea mare. Vedeți diferența de subton. Acest fond de ten de la Fit Me
nu știu, o să povestesc mai multe în clipul cu produse terminate, pentru că am strâns vreo câteva și văd că și acesta se duce pe cealaltă parte, adică mai e foarte puțin produs și se termină. Ok, pe mine personal nu m-a dat pe spate, dar mai multe detalii o să priviți în acel clip. Ok, acum face un amestec și tapotăm bine și pe gât. Tapotăm, tapotăm și ne vedem când terminăm de tapotat. Ok, deci am cam terminat de aplicat fondul de ten. Dar acum vreau să iau excesul pentru că mi se pare că arată un pic cam cakey rezultatul. Și nu vreau acest lucru, nu prea îmi place în ultima vreme să am acoperire mare. Prefer o acoperire mică, deși o să mi se vadă imperfecțiunile. Și prefrunte. Ok. Acum voi pune aici Instastory-ul în care v-am întrebat dacă vreți să fac baking și a zis că da. Ok, poveste interesantă. Poveste interesantă este că voi folosi această pudră de la Essence. Nu o să o pun în picioare de gen, ca să spun așa, deoarece s-a crăpat înăuntru, deci nu știu cum o să fac baking, nu știu dacă să fac cu burețelul sau cu pensula, dar cred că o să fie mai ok cu pensula, pentru că dacă fac cu burețelul, cred că fac un dezastru. O pun în fața mea. Încerc să iau excesul de fond de ten care a intrat în liniile fine, liniile de expresie, mă rog, cum vreți voi să le chemați. Și o să iau această pensulă de la Elf. Ups, deja cade o grămadă de pudră pe jos. Am luat atâta pudră pentru că la baking trebuie să luăm o cantitate un pic mai mare. Oricum, acest baking este de ajutor, având în vedere că o să folosesc farduri, este de fapt, îmi dai spoiler. Și o să pice, așa că nu o să curăț. Și pentru prima dată pe acest canal o să mă vedeți cum îmi aplic gene false tip bandă. Foarte multe dintre voi m-ați întrebat de ce nu folosesc și sincer nu știu de ce nu am folosit până acum, dar am zis că vreau neapărat să încep pentru că văd machiaje pe Instagram cu gene și mi se pare că rezultatul este mult mai frumos față de când folosești doar mascara. Și am vrut neapărat să cumpăr, așa că ieri, aseară, pentru prima dată, mi-am aplicat genele false de tip bandă și mi s-a părut wow efectul, nu mă așteptam la acest lucru și cred că le-am aplicat destul de bine, deși a fost prima dată. Adică mi s-a părut ceva drăguț, rezultatul se vede foarte fain, dacă mă urmăriți pe Instagram știți despre ce vorbesc. Acum aplicăm și pudră pe frunte într-o cantitate un pic mai mare, mai ales aici în mijloc. Și pe bărbien nu știu ce să zic, pentru că nu aș vrea ceva prea cakey care să-mi suce. Pe bărbie o să aplic ce mi-a rămas pe pensulă. Deci aici nu o să fac baking, dar vreau neapărat să mă dau cu pudră pe toată fața. Asta nu v-am întrebat pentru că este ceva logic, adică nu aș putea să nu pun pudră pe toată fața. Apoi să fac contouring-ul, că asta urmează, dar să vedem ce ați ales, un contouring mai lejer sau un contouring mai conturat, ca să zicem noi așa. Apoi cred că o să mai aplic iarăși pudră sub ochi, pentru că am cam luat-o cu această pensulă. Și după contouring o să fac baking și aici. Nu știu, mi se pare că s-au prea aproape de cameră oare. Iar aici ați răspuns că vreți contouring mai lejer și sincer nu mă așteptam la acest lucru, deși așa ați votat și din prima dată. Contouring mai lejer, eu zic să-l fac cu acest far de contur de la NYX, pentru că este rece și este cel mai deschis la culoare, deci mi se potrivește mai bine și o să se vadă mult mai ok. Și vom lua această pensulă unghiulară de la Elf, nu are nume, adică nu are număr. Angel Blush Brush. Blush, da. Eu nu prea îl folosesc pentru blush. Scuturăm pentru că trebuie să fie ceva lejer.
și aplicăm de aici. Băi, am zis că o să fac un clip despre contouring, dar n-am făcut. Dar timpul nu-mi permite, chiar nu-mi permite. Nu este o scuză, dar nu prea am timp de așa ceva și mai ales lumina. Chiar lumina nu este bună și acum. Astăzi era o zi foarte frumoasă afară. Era, a fost. Și când am decis eu să filmez, după ce am mâncat, văd că s-a nurat. Sunt foarte multe investiții de făcut atunci când te apuci de YouTube, dar având în vedere că eu m-am apucat de YouTube oarecum în joacă, adică nu m-am așteptat sincer că o să am asemenea rezultate în așa puțin timp, pentru că mie un an de zile mi se pare puțin, bine că nu am încă un an de zile, în februarie fac, să am 1000 de abonați, sincer, nu mă așteptam. Și totuși știu că sunt conștientă că trebuie să-mi iau ceva mai calitativ pentru a filma, de exemplu, o cameră calitativă și o lumină calitativă, dar atâta timp cât nu am timpul necesar, acele produse nu le-aș folosi prea mult și ar sta oricum degeaba. Dar de la anul, după ce termin cu facultatea, chiar vreau să investesc în așa ceva și vreau să fac o treabă și mai bună pe YouTube, adică clipuri calitative, mă refer la calitatea imaginilor și la calitatea informațiilor pe care o să vi le ofer și o să facem multe machiaje. Cel puțin asta îmi doresc eu. Ok, cred că am exagerat un pic, oare nu știu cum se vede în cameră. Da. Dar nu este bai, pentru că aplicăm cu această pensulă pudra care a rămas, ca să se vadă mai lejer, deci în cazul în care vă faceți un contur prea vizibil și voi nu voiați așa ceva, aplicați pudră peste și deja efectul se vede mai frumos. Iar acum vom face baking. Dacă vă arăt în ce situație este pudra mea, vă faceți cruce. Facem un baking aici. O să luăm un pic într-o ordine mai diferită față de Insta Stories, pentru că vreau să fac ochii și apoi să aplic celelalte produse. Și pentru ochi voi folosi mai întâi de toate acest corector pentru bază. Și v-am întrebat dacă vreți doar farduri mate sau și si de fate. Și acesta este rezultatul. V-am întrebat dacă vreți un machiaj glam sau natural și acesta este rezultatul. Așa că o să fie un machiaj glam cu farduri și mate și si de fate, chiar și pigment. Așa că zic să trecem la treaba asta și apoi vedem ce mai avem de făcut la ochi. Iubesc foarte mult acest corector pentru bază. Este corectorul de la Essence, cel cică waterproof. Am început să nu mai setez corectorul pe pleoapă atunci când fac un machiaj, pentru că rezultatul este mult mai frumos. Inițial mi-era foarte mare frică de acest lucru, pentru că credeam că o să fie un machiaj pătat, dar dacă știți câtă cantitate să aplicați, este ceva mult mai frumos. Așa că niciodată să nu vă fie frică să încercați ceva nou, pentru că nu aveți de unde să știți dacă vă iese sau nu, așa că încercați. Ok, acum o să vedeți ce machiaj vreau să fac. Este ceva destul de simplu, dar foarte frumos. Mie mi se pare un lucru, nu știu, un machiaj destul de elegant. Și aș vrea să încep cu această pensulă de la Morph. De la Morphe. Și aș vrea să trec direct, adânc, la acest far de la... de la Melchior. Sper că puteți vedea. O să încerc să vin mai aproape. Revin iar cu degetul să aplic corectorul să fie mult mai ok și vin cu fard peste corector umed. Mulțumesc ambulanță sau poliție sau ce. Și vin cu mișcări de tapătare, dar foarte legere. Nu știu dacă se poate vedea în cameră că sunt legere aceste mișcări. Și vin cu
un fel de cat eye, ca să spunem așa, adică nu o să fac o formă rotundă. Și vin și în colțul intern. Și oarecum deja este blenduit. Dar nu o să lăsăm așa, venim și blenduim cu o pensulă curată sau un fard mai deschis pentru a intensifica și mai mult această nuanță. Ok, luăm iar pensula de blending și începem să blenduim acest fard de la Melchior. Apoi voi lua acest fard pe care îl ador foarte mult, dacă se poate spune așa, de la Revolution, Makeup Revolution, din paleta Neutrals 2. Și îl iau cu pensula de blending și vin cam pe aici cu pensula, o scutur. Voi veni cu această pensulă și voi lua acest fard alb. Este un roz foarte deschis și îl voi aplica fix pe conturul machiajului. Acum vreau să aplic un fard mai închis și este vorba despre fardul Maroon de la Melchior în colțul extern al ochiului și între timp am încercat să fac și celălalt ochi, care sincer nu prea îmi place cum a ieșit, dar o să încerc să-l repar. Și voiam să trec la altă culoare, la alt fard, dar am zis să vă aștept pe voi. Adică pe voi, să aștept ca telefonul să-și revină. Și voi aplica acest fard acum pe ambele pleoape, deodată ce am reușit să-l fac și pe celălalt ochi. Tot cu această pensulă, dar într-un mod mai delicat și îl voi aplica aici, sus. Pentru că vreau să fie partea de sus mai caldă. Voi aplica un pigment și o nuanță, pentru că așa ați vrut, cum am zis înainte. Și totuși nu știu dacă să fac cut crease sau să aplic mai așa, mai dispers, dacă pot să zic așa. Deci, mai întâi de toate, oricum, luăm un corector. Voi aplica pe mână și apoi voi lua cu pensula, dar cred că nu voi face ceva foarte foarte detaliat, ceea ce mie îmi place, dar în cameră mie nu mi iese să fac detaliat și pur și simplu aplic corector până pe aici. Hai că totuși o să fac ceva mai detaliat ca să nu fie ceva... Și apoi cu degetul vin și încerc să aplic într-un mod mai uniform acest corector. Și vreau să folosesc acest pigment care cred că este un dupe după ceva de la, nu știu, de la MAC. Este de la această firmă, nu știu, și este nuanța 01. Cred că voi lua această pensulă și voi aplica acest pigment. Ia să vedem cum iese. Ia să mă uit pe tămnă. Seamănă foarte mult și cu fardul pe care vreau să-l aplic astăzi. Doar că acel fard nu face așa de mult fallout. Probabil acesta este un pic mai sclipicitos. Deci, acesta este pigmentul. Și acum vreau să vă arăt care este fardul meu preferat. Hei, Lumina, nu te pierd. Este fix același lucru, deci mi se pare fix același lucru, doar că este sub formă de fard și mult mai pigmentat, cred eu. Dar chiar acum observ că este fix același lucru. Și îl aplic aici, dar este mai deschis, așa că o să fiu nevoită să aplic peste pigment acest fard.
No, spuneți voi dacă nu seamănă incredibil de mult acest far cu acest pigment. Ba da. Acum vin cu pensula aceasta și încerc să fac, nu știu, ca nuanțele să se pupe frumos. O să fac celălalt ochi și o să revin. Ok, lumina începe să fie din ce în ce mai proastă, dar nu vreau să mă oprez în a face acest lucru, pentru că totuși suntem la un punct care mie îmi place. Și vreau să aplic linia de tuș, pentru că, da, voi ați putut să fac linia de tuș. Mie nu-mi place personal să fac linia de tuș, mi se pare că un machiaj este mult mai frumos atunci când este mai simplu, dar vă respect decizia, așa că... Avem tușul aici, este cel de la Inglot, în colaborare cu J.Lo J511. O să fac o linie de tuș destul de discretă, da, doamne, să-mi iasă. Și o să încerc să vă arăt și vouă un ochi. Și apoi vedem. Deci, nu vreau nimic. Aș vrea ceva mai lung, dar nu foarte gros. Ceva de genul, ca atunci când închizi ochiul și te uiți în față, să se vadă linia de tuș dreaptă. Ok, o să las linia de tuș așa și o să fac și celălalt ochi și ne vedem imediat când termin. Deci cu ochiul deschis se vede cam așa, cu ochiul închis se vede cam așa. Și mi-am dat seama că trebuie să fac sprinceni și m-am întrebat dacă vreți să fie niște sprinceni conturate cu gel sau cu creion și a zis cu gel. Dar o să folosesc gelul de la Miss Cop. O să încerc să mă grăbesc pentru că lumina se duce rău de tot și folosesc acesta cu pensula de la Essence. Preiau produs... și aplic de jos, de la mijloc, spre sfârșitul sprâncenei. Umplem golul de aici. Stați să vin mai aproape. Deci am zis că umplem golul de aici. Și având în vedere că mi-a rămas foarte puțin produs pe pensulă, vin în față. Ca să fiu sigură că apoi... să nu greșesc, adică să nu am prea mult produs pe pensulă și să fac dită mai pata. Nu le vreau groase pentru că nu cred că mă prind groase, așa că vreau un pic mai subțirele, adică unde se termina firul meu, acolo termin și eu. Cam asta a ieșit cu sprânceana. O fac și pe cealaltă și revin în cameră și îmi aplic gene false. Yes! Diferența când ai o sprânceană și când cealaltă nu-i făcută. Ok, deci, ce-am mai făcut? Pentru că nu am făcut doar cealaltă sprânceană, mi-am aplicat mascara pentru că vreau să o suce ca să aplic genele false. Am luat pudra de peste tot. Adică de sub ochi, de pe frunte și de aici, de pe maxilar. Și ce am mai făcut? N-am mai făcut nimic? Ah, da, și am aplicat un pic din fard sidefat aici sus. Este fardul meu preferat și mi se pare că oferă o lumină foarte frumoasă. Nu știu, lumină de senzualitate, dacă există așa ceva. Acum... deci vreau să aplic iluminator cu această pensulă de la Melchior și cu iluminatorul meu preferat. Și mă bucur enorm de mult pentru că ați spus că vreți o cantitate mare și o să postez aici Instastory-ul. Așa că... dar după aia vă arăt o combinație fatală de-a mea. Stați să văd. Ok. Deci... oricum blenduim produsul ca să se vadă bine, bine. În lumina asta proastă nu văd absolut nimic, adică nu văd intensitatea lui, nu văd nimic, din păcate. Ok, acum, combinația mea fatală este să iau și din acest fard. Nu am cuvinte. Aș putea lua chiar și pigmentul acela, dar nu știu cum se comportă. Din ceea ce văd, puținul pe care îl văd, văd că deja este mai auriu. Și cu ceea ce a rămas pe această pensulă, aplic pe buză, pe nas, ca să nu fie o cantitate chiar prea mare ca să strălucesc, și pe frunte.
Nu știu cât o să se vadă și nici nu-mi pasă. O să-mi aplic o geană în cameră. Nu știu cum o să fac pentru că trebuie să stau foarte aproape. Dar o să încerc pentru că vreau să vedeți și voi cum aplic eu. Cred că este modalitatea normală. Ok, din păcate acum a rămas doar lumina de la ce v-am arătat în videoul trecut. Am aplicat o geană. Nu știu, eu cred că încă trebuie să mă obișnuiesc cu el, adică să mă văd eu cu gene. Vă spuneam că o să trecem la aplicarea acestei gene. Eu am genele de la Cupio, în numărul N330 și au costat foarte puțin și nu pot să mă plâng de ele. Acum nu știu rezistența lipiciului, tipa de acolo mi-a zis că este waterproof și am cumpărat acest lipici. Nu am vrut să dau bani pe cel de la Duo pentru că nu știu cât de mult o să folosesc aceste gene și cel de la Duo este 50 de lei. Acum o să aplic lipici. Nu știu dacă cantitatea este potrivită. Pentru că, cum v-am spus, n-am mai aplicat, nu m-am uitat nici la tutoriale ca să văd dacă este ok sau nu. Pur și simplu am luat și am pus lipici. Oricum, am pus o cantitate, cred că eu, destul de decentă. Și trebuie să lăsăm un minut să se usuce. Dar nu las chiar atât. O să las vreo 40 de secunde sau 45 pentru că după aia, fiind de la început, se usucă prea repede lipiciul și simt că nu am timp să le lipesc așa cum trebuie. Și chiar sunt curioasă cum o să fac asta în cameră pentru că... Dar într-adevăr, un machiaj mi se pare că se vede mai bine cu gene, doar că mi se pare că ocupă prea mult din machiaj, adică aici se vede partea luminoasă, ce frumoasă este. Pe când aici, dacă fac așa, nu se mai vede nimic. Nu știu dacă au trecut 40 de secunde. Eu o să încep să aplic geana, oricum între timp cred că o să se usuce. Ok, deci o să o aplic de aici, pentru că aici vreau să fie începutul. Și da, mă ajut cu penseta, nu știu dacă este ok, dar... Ok, și cam acesta este rezultatul final cu genele. Nu știu în cameră cum se vede, o să fiu super curioasă să mă uit. Nu știu dacă le-am aplicat corect, puteți să-mi scrieți în comentarii, vă rog. Nu știu, în fine, nu contează. Faza e că mă vedeți pentru prima dată cu gene false. Și eu să-mi fac poze, pentru că îmi place foarte mult cum mi-a ieșit machiajul. Și ați ales să folosesc ruj nude. Aici o să pun așa. Trebuie să ne grăbim pentru că altfel o să se întunece de tot. Și am ales să folosesc acest creion de la... de la Deborah. Este un creion nude super drăguț. Pentru că, cum v-am spus, îmi place foarte mult. Oricum, după aia o să vă iau cu mine într-o altă lumină ca să vedeți cum se vede machiajul, pentru că sunt conștientă că acum se vede foarte puricat și îmi pare rău de acest lucru, dar ați văzut, am început să filmez cu lumină și aplic acest ruj de la NYX. Și acum vă spun nuanțele, pentru că știu că sunteți curioase. Nuanța acestui creion este 01. Și nuanța acestui ruj este Baby Doll. Da. Ok. Și cam acesta este rezultatul final al machiajului. Vă iau imediat în altă lumină și ne vedem acolo. Ok. Filmez cu camera din față pentru că cu cea din spate nu m-aș vedea. Și v-am adus la lumină mai decentă ca să puteți vedea iluminatorul, să puteți vedea cum îmi stă cu gene și linia de tuș, cum a ieșit. Am buzele destul de uscate, așa că nu se vede prea bine. Și cam acesta este rezultatul final. Acum o să trec să-mi fac poze, pentru că nu știu, îmi place foarte mult cum a ieșit, ce a ieșit și cum se vede machiajul cu gelele. Eu sper că acest clip v-a plăcut, sper că v-am atins așteptările, dacă se spune așa. Mie îmi place foarte mult ceea ce a ieșit, mi se pare destul de glam
și am folosit și farduri silipate și farduri mate, deci am respectat tot ceea ce ați ales voi. Și da, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare, dacă pot să spun așa, adică pentru că ați participat și voi și, nu știu, chiar sunt foarte încântată de acest lucru, pentru că ați văzut și voi câte voturi au fost, peste 700, ceea ce nu mă așteptam, sincer, și devenim din ce în ce mai mult și asta mă face să mă mândresc cu munca mea și cu voi. Așa că da, eu vă mulțumesc încă o dată, pentru că niciodată nu-i prea destul și vă salut și ne vedem la următorul videoclip.